Capitolul 9. Strigarea prietenoasă a Înțelepciunii. Înțelepciunea și-a zidit casa, și-a tăiat cei șapte stâlpi, și-a jungiat vitele, și-a amestecat vinul, și-a pus masa, și-a trimis slujnicele și strigă de pe vârful înălțimilor cetății: Cine este prost să vină încoace? Celor lipsiți de pricepere le zice: Veniți de mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l-am amestecat lăsați prostia și veți trăi și umblați pe calea priceperii. Cel ce mustră pe un batjocoritor își trage dispreț și cel ce caută să îndrepte pe cel rău se alege cu o cară. Nu mustra pe cel batjocoritor ca să nu te urască. Mustră pe cel înțelept și el te va iubi. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Învață pe cel neprihănit și va învăța și mai mult. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul și știința sfinților este priceperea. Prin mine ți se vor înmulți zilele și ți se vor mări ani vieții tale. Dacă ești înțelept, pentru tine ești înțelept. Dacă ești batjocoritor, tu singur vei suferi. Îndemn împotriva ademenirii nebuniei. Nebunia este o femeie gălăgioasă, proastă și care nu știe nimic. E așa de totuși la ușa casei sale, pe un scaun, pe înălțimile cetății, ca să strige la trecătorii care merg pe calea cea dreaptă. Cine este prost să vină aici? Iar celui fără minte îi zice, apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută. El nu știe că acolo sunt morții și că oaspeții ei sunt în văile locuinței morților.